Mediul de afaceri de la noi din țară are acum noi oportunități. A fost lansat oficial în Dubai Consiliul de Afaceri dintre România și Emiratele Arabe Unite, în prezența a peste 400 de invitați. Consiliul va aduce beneficii mai multor sectoare economice din ambele țări și va contribui la dezvoltarea comerțului și a investițiilor reciproce. Asociația UAE Romanian Business Council și-a făcut debutul oficial în Emiratele Arabe Unite. Potrivit oficialilor, pentru a valorifica oportunitățile de afaceri existente între România și Emiratele Arabe Unite, este necesară stabilirea unui cadru bazat pe încredere și transparență. În plus, UAE Romanian Business Council își propune să faciliteze evoluția de la simple tranzacții comerciale la stabilirea unor parteneriate de durată. De asemenea, organizația și-a luat angajamentul de a cultiva o relație de afaceri durabilă între cele două națiuni. I'd like to thank the team and everyone involved for building this amazing bridge that will connect Romania and the UAE. And of course, I'd like to say a big thank you to Marius for believing what I envisioned and making my dream reality. Un alt obiectiv al înființării acestui consiliu este de a intensifica cooperarea dintre comunitățile de afaceri din cele două țări și, de asemenea, de a stimula investiții și schimburi comerciale între țara noastră și Emiratele Arabe Unite. UAE Romanian Business Council a fost înregistrată oficial ca entitate non-profit în Abu Dhabi în aprilie 2022. Crearea platformei a fost facilitată de Consulatul General al României din Dubai și susținută de fostul ambasador al României în Emiratele Arabe Unite. Potrivit ultimelor date, în 2022 schimburile comerciale dintre cele două țări s-au ridicat la 449 de milioane de dolari.